Salutare! Haideți să vă arăt o nouă rețetă astăzi. Mi-a venit așa în cap și o să vedeți ce. Deci, am pus morcov, ardei și ceapă. Vedeți că are un pic de zeamăn, l-am năbușit. Iar acum o să vin. Aici am 2 cartofieri și un dovlecel. Iar aici am suc de roșii, făcut de mine de casă. Și voi turna peste. Acum le lăsăm să fiarbă și vă arăt după aceea surpriza. Am adăugat un pic de piper. Sare are ăsta, cum îi zice, sucul de roșii și nu mai pun, că e un număr înțărat. Așa că le lăsăm să fiarbă. Ia uitați, acum am adăugat usturoi. Și asta, dovlecei sunt fierți și asta. Și haide să vă arăt surpriza. Surpriza este că punem, ia uitați ce sunt astea, ouă întregi, fierte, fără coajă. Am și de prepeliță câteva și pun și pe cele de prepeliță. Amestecăm și lăsăm 5 minute să fiarbă. Și după aceea servim masa. Așa că vă spun, spor la treabă. Tocăniță de ouă. Arată finalul. Ia uitați. Este o nebunie. Deci dacă aș ști cât este de bună, nu aveți idei. Așa că spor la treabă și lăsați după aceea comentarii. Ciao!